Vinovată în această zi. Astăzi toată lumea aceasta s-a adunat pentru dumneavoastră. Să vă spună la mulți ani. Așa e? Sărbătoriți un jubileu frumos. Vârsta de 70 de ani. Cei dragi au venit acasă, v-au cuprins, v-au îmbrățișat. Dar cu regret, cineva este departe. Dacă o să permiteți. Cineva nu este aproape astăzi să vă spună la mulți ani, mamă. Pe lângă tradiționalul la mulți ani, fiica dumneavoastră m-a rugat să vă spun mulțumesc. Mulțumesc că din toate mamele din lume, anume tu, ești mama mea. Cea mai bună, cea mai minunată, cea mai gospodină, cea mai frumoasă, cea mai grijulie, cea mai iubitoare mamă o am eu. Pentru asta, fiica dumneavoastră vrea să vă ofere cele mai frumoase flori, pentru că le meritați din plin. Sunt pentru dumneavoastră. Aici mai am un tort, dar înainte de a vă oferi, vreau să vă citesc mesajul pe care l-a scris cu tare, tare mult dor. Scumpa mea mamă, astăzi ai mai adăugat o toamnă frumoasă în viața ta. E toamnă, dar aș numi-o o primăvară, căci tu mereu ai fost ca o primăvară în sufletul meu. Zâmbitoare, floritoare, ai strălucit ca un soare în viața mea. Măicuța mea, lumina mea, sărut mânuțele muncite, ochișorii obosiți și tâmplele încărunțite în ani. Mamă, tu ești mângâiere, numai tu știi când mi-e greu, căci tu ești sufletul meu. Azi eu toate florile din lume le-aș aduce pentru tine. Ți le-aș pune la picioare și mi-ar părea că sunt puține. Mă rog, Maică, doar la Domnul să te țină sănătoasă și să-ți dea Bunul Dumnezeu nopți și zile cât mai multe. Să-ți dea un strop de putere și puțină mângâiere. Ani mulți de acum înainte și să te știu mereu acasă. Nu vreau, măicuță, nimic mai mult decât să te știu prin curte. Să fii scumpă sănătoasă, să rămâi așa frumoasă. Mă închin, măicuța scumpă, pentru tot și pentru toate. Fii, măicuța sănătoasă, ești lumina mea din casă. Te iubim cu toții, mamă. Tu ești scumpa și duioasa noastră. Chiar de suntem prea departe. Te iubim și te stimăm. Viața lungă îți urăm. La mulți ani, măicuța noastră. Să fii sănătoasă. Cu multă dragoste, dor și respect, Italia, ginerele Valerii și nepoțica Valerica. Și mamă din depărtare, un sărut și o îmbrățișare. Mesajul este pentru dumneavoastră. Să-l las aici. Acest tort frumos și gustos este pentru dumneavoastră. Aici mai am un portret. Chiar dacă oare nu sunt toți membrii familiei pe el, dar cu siguranță o să-l păstrați la loc de cinste și o să vă mândriți, pentru că aici sunt cei mai apropiați oameni, sângele din sângele dumneavoastră, celor cărora le-ați dat viața. Și mai am pentru dumneavoastră un plic pe care o să vă rog să-l deschideți. Ce scrie acolo? Nu? Te ajută! Deschide și un mic!
o copie a biletului dumneavoastră către ea. Fiica dumneavoastră a rezervat un bilet la avion să vă strângă cât mai repede în brațe, să vă cuprindă și să vă spună personal: te iubesc, mamă. Așa că cât mai curând, cu siguranță vă veți îmbrățișa și veți fi alături una de cealaltă. Aici mai am, doamna Lilia vrea să-i mulțumească pe toți și aici mai am câte o jucărie pentru cei mai mici membri ai familiei voastre. Așa. Uite, asta este pentru tine. Așa, asta este pentru tine. Ce trebuie să spun? Să știți că mătușa voastră vă iubește tare, tare mult. Și aceste baloane la fel sunt pentru voi. Cu siguranță o să vă jucați cu ele. Da? Vă place? Să aveți ce vă place. Așa, o să le las aici lângă voi. Iar eu vreau să vă spun încă o dată, în sincer, la mulți ani. Să fiți sănătoasă. Să aveți parte mereu de oamenii dragi, să fie mereu alături de dumneavoastră. Și fie ca distanța dintre cei dragi să fie cât mai scurtă, să fiți mereu aproape, iar Bunul Dumnezeu să vă ofere tot ce este mai bun. Dacă îmi permiteți, eu o să vin să vă îmbrățișez și să vă cuprind, să trăiți frumos și numai sănătate, de sănătate să aveți parte. Haideți, facem câteva.